De când a fost creat Tennis for Two și până în prezent, jocurile au evoluat, s-au schimbat, s-au modificat și au apărut numeroase idei, concepte ce cu timpul au devenit standard. Unele dintre ele sunt bune, cum ar fi servere dedicate, ținterea pe verticală, pictorul de hărți și așa mai departe. Altele însă poate că au fost bine intenționate, poate că au avut o idee bună la centru, poate că inițial chiar au fost benefice, dar cu timpul au ajuns să transforme fiecare joc într-o experiență tristă, repetitivă, monotonă și repetitivă. Acest top le este dedicat. Top 7 concepte ce trebuie să moară. Locul 7. Cover System. Ca o idee, un sistem de acoperire nu este ceva rău. Fără el, probabil am stat în câmp deschis, o păină colo-colo și sperând că inamicii nu au auto-aim. Dar implementarea curentă este stupidă. Ce avem în prezent nu prea este un sistem de acoperire, ci un sistem de stat lipit de un perete, un simulator de superglue, ce limitează sever mobilitatea, câmpul de vedere și țintirea. Jocurile nu au nevoie de o astfel de implementare a unui sistem de acoperire. Sigur, asta ar însemna că seria Gears of War nu ar mai exista și că Mass Effect va trebui să găsească altceva ce să copie. De fapt, ar dispărea ca în fiecare alt third-person shooter generic ce folosește această mecanică. Dar este un sacrificiu pe care sunt bucuros să pregătit să-l fac. În locul sistemului de acoperire din prezent, fiecare joc ar putea să aibă 4 lucruri revoluționare. O funcție de crouch, una de prone, una de lean și chestii drept care poți sta și de unde poți folosi acele funcții cum și când vrei. Știu că sună ca o nebunie, dar este o soluție atât de nebună încât nu poate da greș. Plus că a funcționat în fiecare altă PS făcut vreodată de la inventarea funcției de crouch, prone, lean și apereților. Așa că rog pe cineva să-mi facă o mică favoare și să se furișeze prin spatele sistemului de acoperire contemporan și să-l omoare. Oricum nu te poate vedea venind sau riposta cât timp e lipit de perete. Locul 6. Salvări restricționate. Producătorii de jocuri din prezent nu prea mai au scuze în această privință. Sunt încă numeroase jocuri ce nu permit crearea de salvare atunci când vrei, care prin salvare înțeleg numai duplicarea progresului înregistrat la punctul de verificare precedent. Altele nu permit nici măcar asta, fie termin nivelul, fie le iei de la capăt data viitoare. De ce spun că nu mai au scuze? Pentru că limitarea principală asupra majorității jocurilor era spațiul de stocare disponibil pentru versiunea de consolă. Acum nu mai există această problemă pentru că toate consolele, mai puțin Wii-ul, au un hard disk, pe care se pot stoca salvări și chiar instala jocuri. Și totuși, nu poți salva când vrei. Am auzit un argument care raționaliza imposibilitatea de a salva oriunde, prin echivalarea funcției de salvare rapidă cu trișare. Nu e o trișare la fel de mare ca ajutoarele de gameplay ce sunt integrate ca standard în fiecare joc de consolă, cum ar fi țintirea asistată, viața regeneratoare, mod cooperativ instantaneu oriunde oricând și AI groaznic, deși ultima nu cred că era intenționată. Unele jocuri au încercat să compenseze prin adăugarea de puncte de verificare foarte multe și dese, precum ultimele titluri Tomb Raider. Sunt utile, dar se pot defecta foarte ușor. În schimb, un quick save cu sloturi multiple nu poate eșua. Restricțiile trebuie să moară. Și că veni vorba? Locul 5. Health Regen. Jocurile devin progresiv mai ușoare. La început, în era lui Pong, aveai noroc dacă scăpai cu fața întreagă încercând să înscrii un punct. Dar nu vorbim despre Pong. Apoi au venit jocurile arcade, la care dacă primeai o lovitură, mureai. Poate avea vieți suplimentare, dar tot mureai. După aia și-a făcut apariția noțiunea de recuperarea vieții prin găsirea de obiecte sau executarea de acțiuni, lucruri ce de obicei presupuneau un mic efort suplimentar pentru a putea reveni cu forțele la 100%. Aceasta era soluția ideală, pentru că cei care voreau să simtă pericolul, asociat posibilității de a fi omorât într-o singură lovitură, puteau pur și simplu să se renească până ce rămâneau cu un punct la viață și apoi nu încercau să se vindece. Cei care vreau să fie siguri că vor scăpa cu viață, se străduiau să exploreze și să găsească toate pachetele de sănătate din nivel, toate vrăjele, toate poțiunile și să le folosească în așa fel încât să le ajungă. Erau unele jocuri care te aduceau la viață dacă mureai. Chiar erai nemuritor, dar puteai să pierzi lupte, progres și resurse dacă nu erai atent. După aia și-a făcut apariția regenerarea de sănătate, devenit un standard al multor jocuri de consolă, în special shooterele mai mult sau mai puțin militărecești. Primești o tonă de gloanțe în cap? Nicio problemă, stai drept un perete 3 secunde și îți refaci în totalitate sănătatea. Unde e tactica în asta? Cu ce contribuie la savoarea jocului? Nu-l face mai verosimil, doar mai simplu și scade din importanța plănuirii acțiunilor dintr-un nivel. Până și la Duke Nukem Forever trebuie să omori ca să recapezi viață. În numele lui Illmater, chiar și Halo avea pachete de sănătate. Numai scutul se regenera și era Halo. Halo! Viața nu mai trebuie să se regenereze, trebuie să moară! Locul 4. Eroul. Să facem un mic exercițiu de memorie. Amintiți-vă de ce jocuri puteți, în a căror reclame sau discursuri ale producătorilor, pentru a descrie personajul principal, se folosea mereu termenul de erou, iar fiecare act al său era descris ca fiind eroic. Acum gândiți-vă la cum exact au ieșit acele jocuri, mai exact cum era tratat personajul. Ați avut cumva senzația că era un personaj al acelui joc sau același personaj din fiecare alt joc făcut vreodată? Nu mă refer strict la faptul că există din ce în ce mai puține inovații în ceea ce privește personajele și că toți sunt în ultimii ani membri ai unei grupări de elită sau copiii profeției. Chiar și în cadrul acestor șabloane se poate crea ceva bun. Mă refer la modul în care producătorii își tratează publicul, dându-le din start un erou, ce mereu va fi un erou, indiferent de voința lor. Nu îi se dă un personaj dintr-o poveste, ci un scop. Nu poți forma o legătură emoțională cu un scop. În ultima vreme am observat o accentuare a acestui fenomen, fiind abandonat chiar și non-personajul. Metoda consacrată de a crea un erou fără a crea un personaj, dar fără a-l face din start un erou. De exemplu, Gordon Freeman, un non-personaj grozav. Epoca personajelor începe să se stingă. De aceea trebuie să sar de bucurie când văd că apar jocuri precum Grey Matter, la care iei rolul unui personaj dintr-o poveste. Nu un erou generic picat din cer, al cărui cea mai interesantă caracteristică este modelul 3D, ci un personaj complex, cu straturi, cu o personalitate, o persoană pe care vrei să o cunoști și poți să o cunoști. Pentru că astfel de personaje să poată exista în continuare, eroul trebuie să moară. Locul 3. Evenimente QuickTime. Cred că se înțelege de ce acest concept trebuie să moară.
nu este gameplay, este ce consideră cineva care habar n-are ce este gameplay că este gameplay. O soluție ieftină și stupidă care lucrează chiar împotriva ideii sale inițiale, cea de a crea secvențe cinematice interactive. În prezent, sunt atât de multe secvențe QuickTime în jocuri, încât devine dificil să vezi cinematicul de pe fundal pentru că ești concentrat asupra cărui buton îți va fi indicat pe ecran să-l folosești în secunda următoare. Cel mai prost exemplu este Fahrenheit, la care trebuie să folosesc un trainer pentru a trece de anumite secvențe. Alte exemple stupide ar mai fi The Force Unleashed, care au înlocuit până și luptele cu boșii cu secvențe QuickTime. Niciun joc nu ar mai trebui să le folosească. Sau dacă le vor folosi, atunci trebuie să aibă opțiuni de automatizare precum Ninja Blade. Sau cel mai bine, în loc să te obligi să apeși butoane predefinite, să-ți prezinte pericolul și să-ți permită să controlezi direct personajul pentru a-l evita ca la Tomb Raider Underworld. În orice caz, QuickTime Events trebuie să moară. Locul 2. DLC. Dacă știi că un joc va primi conținut descărcabil, vestitul DLC, nu are rost să-l cumperi timp de cel puțin un an, pentru că până ce nu este lansat fiecare pachet, nu vei avea jocul întreg și te va costa o avere. În prezent, din ce în ce mai multe studiouri înțeleg prin DLC conținut scos din joc și apoi vândut separat. Exemplu, BioWare, care a închis arcul de poveste cu Morrigan de la Dragon Age într-un DLC. Au făcut și lucruri bune, precum Liliana Song sau Darkspawn Chronicles, dar și o sumedenie de tâmpenii și nu sunt singuri. Din ce în ce mai multe jocuri primesc câte 3-4 pachete de conținut, ce costă cam 10-15 euro, pe care un fan probabil ar vrea să le aibă. Dar dacă sunt cumpărate separat, în ritmul în care apar, va necesita repornirea jocului de 3-4 ori, iar cheltuiala ar fi mai bine de 100 de euro pentru un singur joc. Soluția logică este așteptarea unei versiuni complete. Dar ce s-a întâmplat cu expansionul? Acea chestie care venea la 6 luni sau un an după joc, ce aducea conținut nou, continua povestea, făcea modificări la gameplay, aducea îmbunătățiri, costa 30-40 de euro și chiar te făcea să simți de parcă ai dat banii pe ceva, nu pe 3 arme în plus, 2 misiuni și versiuni refăcute ale hărților din jocul precedent. DLC-ul în forma sa actuală trebuie să moară. Locul 1 și conceptul care trebuie să dispară cel mai repede din jocuri, experiența cinematică. Nu mă refer la secvențe cinematice sau jocuri care au o grafică bună, ci la noțiunea de experiență cinematică. Ce presupune asta exact? Presupune tranzitarea de la joc la film mai mult sau mai puțin interactiv, un lucru care aduce cu sine numeroase consecințe dezastruoase asupra gameplay-ului, a poveștii, dar nu asupra vânzărilor. Multe din jocurile ce s-au bucurat de cel mai mare succes comercial din ultimii ani au fost experiențe cinematice și, în mod tragic, unele sunt considerate jocuri excepționale, primind note foarte mari, dar nu sunt, nu după orice criteriu de comparație cu jocurile din ultimele două decenii. Puteți recunoaște foarte ușor un joc ce încearcă să fie o experiență cinematică. Pe tot parcursul său sunt ținut de mână și împins de la spate, aflat într-un tutorial perpetu la care gândirea liberă nu doar că este descurajată, dar chiar pedepsită. Jocuri la care nu poți acționa decât într-un singur mod ales arbitrar de către designeri. Jocuri care prin level design înțeleg un coridor cu 3 colțuri și 5 secvențe cinematice îngrămădite în el și cu 10 minute de gameplay efectiv. Jocuri la care pentru a trece peste o provocare e necesar doar să fii acolo, dorește roul și să apeși pe un buton de obicei indicat clar pe ecran, fără niciun efort sau gândire, la care prepararea unei tactici sau schimbările de situație sunt concepte irelevante. Din moment ce viața se regenerează și poți sta ascuns drept un perete toată ziua. Jocuri la care nici măcar nu poți să alegi când să faci un popas pentru că ar strica ritmul prestabilit, la care decorul se schimbă la fiecare 10 minute, într-o încercare de a păstra interesul, nefiind în stare să o facă prin niciun alt mijloc. Jocuri fără profunzime, fără provocare, construite în așa fel încât și cei fără niciun interes să fie în stare să le termine, cu povești pline de găuri și inconsistențe, pentru că oricum nimeni nu le va rejuca, la fel ca un blockbuster de la Hollywood, cu bonusul adăugat că vei plăti rate suplimentare pentru a vedea toată povestea. Experiența cinematică este cel mai odios concept care poate să existe acum în jocuri și trebuie să moară. Astfel se încheie acest top dedicat motivelor pentru care urăsc foarte multe jocuri lansate în ultimul an. Mențiuni speciale sunt acordate respawn-ului constant de inamici, reboot-urilor, limite de arme, tutorialelor stupide și, în general, jocurilor care își tratează publicul ca niște retardați.